Soldații din județul Vrancea au fost chemați ieri să liniștească spiritele după un accident rutier soldat cu victimă. Un tânăr a murit pe loc după ce a pierdut controlul mașinii sale pe drumul european 85. A intrat pe contrasens și a izbit în plin un alt autoturism condus de un polițist. Rudele sale s-au strâns în număr mare la locul accidentului și au fost la un pas să-l linșeze pe agentul care a scăpat doar cu răni ușoare. Accidentul a avut loc la câțiva metri de casa tânărului, în comuna Slobozia Bradului. Imediat cum a auzit de tragedie, rudele lui s-au adunat în jurul polițistului și al colegilor săi, care făceau măsurătorile și au început să facă scandal. Depășiți de situație, agenții de la rutieră s-au văzut nevoiți să ceară ajutorul forțelor speciale de intervenție. Tatăl tânărului nu avea niciun dubiu că fiul său este nevinovat. El se urcase însă băut la volan și a început să gonească spre casă. Nu a ținut cont nici de ceața deasă și nici de poleiul de pe șosea. Într-o curbă extrem de periculoasă, a pierdut controlul mașinii. Veneam dinspre Focșani, spre Râmnicu Sărat, și brusc la un moment dat mi-a ieșit BMW-ul albastru bleu în față. Spațiul a fost atât de mic, cam 3 metri. Am frânat, dar 3 metri n-am putut să fac mare lucru. Din primele cercetări, noi o să facem verificări să vedem exact ce s-a întâmplat, dacă a fost vorba de o depășire, dacă a fost vorba de o întoarcere și asta, dar nu putem să ne pronunțăm până nu audiem conducători auto, martori și celelalte probe care trebuie să le luăm în calcul. Polițistul implicat în accident va fi cercetat pentru ucidere din culpă. Traficul pe drumul european 85 a fost oprit mai bine de o oră în zona unde s-a produs accidentul.